seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. În această seară, chiar de Sfântul Andrei, o am alături de mine pe doamna Anișoara Stănculescu, candidat la Camera Deputaților, cu care ne-am mai întâlnit și în alte ocazii și a cărei cumva zi de nume este, dar o las mai mult pe dumna ei să povestească. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Îi salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Și, în primul rând, dați-mi voie să spun la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica, care și-au sărbătorit, de fapt, și încă mai sărbătoresc că ziua nu s-a terminat, celor care poartă numele de aur al Sfântului Andrei, Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Andrei, creștinătorul strămoșilor noștri și ocrotitorul românilor. Da, mie în copilărie îmi spuneau că numele meu cumva derivă de la Andrei, de la Andreea și chiar mă sărbătoreau în această zi de Sfântul Andrei pe mine și pe verișorul meu Adrian. Și dimineața când ne trezeam găseam pentru prima dată casa împodobită, adică înainte de împodobirea bradului de Crăciun, pe la fiecare colț al casei găseam o funie de usturoi, pentru că așa se pune în ziua de Sfântul Andrei la noi în Oltenia. Și găseam și șirurile de ardei de raci, le spunem ardei roșii, care se pregătesc atât cu carne, cât și numai cu orez pentru Orez. zilele de post. Cu orez, da, dar și cu A... carne, se pun și de sarmale, dar și numai cu orez de post. Au o savoare și un gust nemaipomenit. Nu știu dacă Vă ați spunem mâncat, și dar voi la mulți regret. ani. Este excelentă mâncarea oltenească. De altfel, am văzut că dumneavoastră țineți foarte mult la tradițiile din Dolj. Deși este ger afară, ați fost în fiecare zi prezentă pe teren, acum în campanie, ați vorbit cu fiecare om în parte, atât cât v-a permis distanțarea socială, pentru că am văzut că ați respectat și normele și nu v-ați dat nicio clipă masca jos. Cum a fost această perioadă atipică de campanie până acum? Chiar astăzi am avut o acțiune în Coșoveni, în comuna Coșoveni, unde, vorbind de tradiții, să știți că aici administrația publică locală își face datoria, să zic, defectuos, într-un mod defectuos. Am văzut acolo că era un conac din care a rămas, e puțin spus, o ruină. Erau 3-4 ziduri, bucăți de ziduri de cărămidă, chiar în fața bisericii. Am înțeles că este al primăriei, este construcția, aparține primăriei și este mare păcat că asemenea monumente istorice care ne definesc ca și popor, ca și identitate locală, sunt părăsite și probabil se vor prăbuși, nu va mai exista nimic pe acele locuri. Vorbind de Coșoveni, că asta este ultima localitate în care am mers în campanie, era acolo o stradă, șobaltă-manda se numesc, o stradă neasfaltată, balta care era plină de dejecții, nu știu acolo exact ce este, dar un lucru rău, un lucru urât, mirositor pentru o localitate care este la mai puțin de 15 km de Craiova. Lucruri triste, dar în rest oamenii erau binevoitori, oamenii ni s-au alăturat chiar dacă nu erau din formațiunea noastră APPP și ne doreau succes. În rest, Probabil localitatea că nu v-ar a fi ajuns la ales în primul rând. Mă și oameni, da. gândeam, apropo de ce spuneați cu acest conac, cred că dacă ar fi fost în Craiova, era demolat de mult și în locul lui apărea un bloc. Dacă sau Nu când mai veți grav, ajunge nu mai grav. deputat, ce vreți să faceți în această privință? Voi avea grijă de toate monumentele istorice ale Craiovei, ale Doljului și nu sunt puține, pentru că turiștii sunt atrași de De monumente, de istorie. conace, de castele și, în primul rând, atunci când te duci într-o localitate, întrebi care este istoria acelui loc. Vrei să vezi cum au trăit oamenii mai de mult acolo. Deci este un punct de atracție și este păcat că noi avem atâtea conaci, atâtea palate, atâtea case boierești, dar le lăsăm în paragină. Astea cule, iar de care abia acum, de curând, am aflat mulți dintre noi, sau am aflat întâmplător, mergând în vizită la bunici, la prieteni și așa mai departe. Așa este, am fost în mai bine de jumătate din localitățile județului nostru în această campanie, pentru că este determinant pentru mine să știu ce vor în mod real oamenii
și cred că politicienii trebuie să-și facă agenda de priorități ascultând problemele reale, pentru că nu degeaba se spune vox populi, vox dei. Doljenii au multe probleme, multe așteptări de la noul guvern care se va instala după alegeri. Vor un guvern patriot, ne spun ei, vor un guvern responsabil, în stare de, zic ei, trei lucruri, deși eu sunt convinsă că sunt mult mai multe lucruri de rezolvat, e vor trei lucruri majore și ne spun așa, viitorul guvern trebuie să pună capăt pandemiei, organizăm mai bine sistemul sanitar. Vor să nu aducă noi tăieri de pensii și salarii și să creeze locuri de muncă. Și vor să, acum spun cu cuvintele mele, să negocieze în Europa cu mai multă demnitate și dragoste de țară, pentru că în continuare fermierii noștri, fermierii români, primesc aproape la jumătate subvențiile pe care le primesc fermierii europeni. Și nu este drept deloc, pentru că avem oameni care muncesc cu drag, care sunt harnici în toate piețele din Dolj, în care am fost, la Negoi, la Maglavit, la Moțăței, la Sadova, oamenii stau și tremură afară, nu mai sunt lăsați să intre în piețe. Și vreau să vă spun că am văzut săptămâna trecută în piața de la Segarcea, era o familie care aveau de toate, aveau și ridichii negri, aveau și sfeclă, aveau și varză, iar cartofii deja începuseră să înghețe. Aveau pelicula aceea de alb care arată că sunt pe cale de a degera. Și ne spuneau, nu o să mai venim aici cu nimic dacă nu ni se asigură un acoperiș deasupra capului, pentru că așa cum îngheață acești cartofi, așa vom îngheța și noi curând. Este un lucru cum credeți că grav? Putea fi gestionată această situație? E revoltător, într-adevăr, ca în supermarket, unde riscul este mult mai mare de contaminare, având în vedere că aerul circulă în continuu prin acel sistem de ventilație, având în vedere că este un spațiu total închis spre deosebire de piețe, care erau așezate cumva în un acoperiș provizoriu, că știm foarte bine, cu uși care se deschideau în permanență. Cum putea fi gestionată această situație astfel încât să nu fie închise piețele? Eu nu cred că este pericolul mai mare în piețe de contaminare, de îmbolnăvire cu virusul, decât în supermarket. Nu am nimic împotriva. Siguranță nu este. Chiar vreau să fie deschise, pentru că oamenii acum au de făcut cumpărături, trebuie să se bucure de sărbătorile Crăciunului, dar piețele este absolut obligatoriu să fie deschise, pentru că oamenii își poartă măști, au măști la ei. Noi peste tot unde am fost în piețe, tot timpul aveam 2-3 cutii de măști la noi ca să le dăm oamenilor în caz că nu au. Deci, paradoxal, toți oamenii îmi spuneau, da, am o mască în buzunar, dar mai dați-mi una, că e nevoie. Vreau să spun că ăsta cred că e lucru de care se bucură cel mai mult oamenii prin piețe, prin târguri, când le dai o mască de protecție. Deci oamenii au conștientizat acest lucru, au conștientizat acest pericol al nepurtării măștii și sunt convinsă că i-ar purta masca și ar face tot ce ține de ei ca să evite acest virus, ei și cumpărătorii care vin la ei. Deci nu cred că este deloc un pericol să fie deschise piețele, ba dimpotrivă, este imperios necesar să fie deschise piețele, pentru că știți cum spun oamenii, mai că dacă zic ei, vorba de guvernanță, dacă zic ei că stăm în piață și ne îmbolnăvim de COVID și murim, dacă nu stăm acasă și o să murim de foame și o să muriți și voi pe lângă noi, pentru că de la noi vă luați marfă proaspătă, marfă curată și sănătoasă. Și au mare dreptate. Cel puțin alte două categorii au fost foarte afectate de această pandemie. Copiii, pentru că iată, nu mai merg la școală. De asemenea, artiștii care au rămas fără evenimente și fără niciun sprijin din partea guvernului. Acum sunt două tabere, unii care spun să se reprofileze și că nu merită acest sprijin. Alții care, eu știu, familia lor, cunoscuții sau cei care sunt în branșă, care spun că nu te poți reprofila de pe o zi pe alta. Ce am putea face în această privință? Sunt părinți care au renunțat joburi ca să stea cu copiii acasă, iată. Pentru că ați deschis acest subiect, vă spun că înainte de toate aceste lucruri pe care le-am enumerat mai devreme, doljenii vor măsuri punctuale, urgente. Una este redeschiderea școlilor. Este limpede că măsura închiderii școlilor a adus mai multe pagube decât beneficii nouă, dar mai ales copiilor noștri. Copiilor le face bine să stea afară, să stea cu copiii de vârsta lor, să socializeze, să se joace, să vorbească. Sunt tot mai multe mesaje care îmi spun să fac ceva, să facem ceva, să fie redeschise școlile.
Îmi spunea o mămică, copilul meu s-a sălbăticit, zice, o să am de furcă cu el, cred că o să trebuiască să-l duc la un psiholog. Dar cam asta o să se Să nu întâmple. mai pe tabletă, să nu mai pe telefon. Asta vorbim de copii care au posibilitatea să stea pe tabletă, care au o tabletă, dar sunt jumătate din copiii țării, știm cu toții că nu au acces la o tabletă, deci ei nu pot să participe la școala online. Mi-a trimis o mămică zilele trecute o filmare și poate dacă vă interesează o să vă pun la dispoziție cu un copilaș de clasa 1 care învăța să citească pe litere pe tabletă. În casă era totul întunecat și m-am și mirat de ce e întuneric și ea mi-a spus, păi noi nu avem curent electric. E bine, bine, dar și tableta? Și zice, da, o încărcăm și noi la niște vecini, la niște rude, dar noi nu avem curent electric și atunci vorbim de Este tablete, cumplit dar nu avem curent ca într-o electric. țară cu toaleta în curte să se treacă dintr-o dată, iată, la un sistem de învățământ online. E aproape imposibil. În curte, toaleta în curte sau toaleta dincolo de stradă? Este cazul școlii de la Izvoare, județul Dolj, care toaleta a școlii era dincolo de stradă. Deci copiii trebuiau să treacă strada să meargă la toaletă. Să-și riște Asta vă spun viața, practic. acum, deci, da, ce să spun, cred că e no comment aici. Deci Este redeschiderea nou școlilor moment, este un dar obiectiv totodată sper major. că dacă ajungeți în Parlament, acesta cred că, nu știu, e una din prioritățile cele mai importante, pentru că toate sunt priorități. Iată, oamenii nu au canalizare, nu au gaze, nu au apă curentă la țară, în multe sate și comune din Dolj. Păi vă spuneam de Coșoveni, care e la 15 km de Craiova. Și ei, oamenii, mi se plângeau astăzi că Care e nu ca un au cartier al Craiovei. asfalt, nu vorbim de gaze. Gazele deja nu le avem nici noi în Craiova. Nu au canalizare. Despre ce să mai vorbim dacă aceste, să zicem, lucruri care sunt, nu știu, ar trebui să, nici nu, să nu fie pusă problema că nu avem asfalt sau canalizare. Lucrurile astea ar trebui să fie cumva un subiect care nici nu ar trebui să amintim de ele. Dar vreau să vă spun că am întâlnit și oameni care mi se plângeau că nu este respectată biserica așa cum se cuvine. Cei drept erau un grup de femei mai în vârstă, niște măicuțe care îmi spuneau că biserica nu este respectată și îmi spuneau mai că biserica nu e dușmanul statului. Și într-adevăr aveau dreptate, biserica nu este dușmanul statului, biserica trebuie să fie partenerul statului și trebuie implicată în rezolvarea problemelor sociale, așa cum este și această pandemie. Pentru că se știe că în vremurile de restriște, unde își găseau oamenii alinarea? În biserică. Veneau coardele de tătari, de turci, unde se ascundeau oamenii? Românii se ascundeau în biserici. Așa că și pe pandemie și pe orice fel de necaz, oamenii își găsesc alinarea în biserică. Așa trebuie să fie și acum. Vreau să vă Ce spun că credeți în despre afară de... organizarea alegerilor acum, în acest context epidemiologic, în condițiile în care în Dolj avem câte 315 cazuri de COVID-19 pe zi? Da, există și păreri și pro și contra acestor alegeri din 6 decembrie, dar trebuie să avem aceste alegeri pentru că singura soluție democratică a democrației sunt alegerile și atunci trebuie să mergem Și la poate vot. cumva lucrurile se vor schimba. Cu siguranță trebuie să se schimbe, pentru că votul este singurul instrument democratic pe care îl avem noi. Deci, aceste alegeri sunt convinsă că vor fi în siguranță, vor fi măști, vor fi dezinfectante. Am vorbit și la prefectură și, într-adevăr, totul este foarte bine pregătit, foarte bine pus la punct. Nu este nici prea frig. Deci, eu sper ca prezența la vot să fie o prezență destul de mare. Și aș vrea să vă spun ceva în privința economiei. În privința economiei, PMP, Partidul Mișcarea Populară, va condiționa votul de susținere al viitorului guvern de asumarea cu prioritate a extinderii accesului gospodăriilor la infrastructura de gaze. Pentru că noi avem, Doljul, avem doar 35% dintre gospodării acordate la gaze. La nivel de țară, vreau să vă spun că avem atâtea depozite de gaze
comparativ cu vecinii noștri unguri care nu au atâtea depozite de gaze, iar 90% din gospodăriile lor sunt racordate de la rețeaua de gaze. La fel, noi foarte important nici măcar este că... Iată, nici măcar în Bucovăț, care deja este ca un cartier al Craiovei, adică foarte mulți craioveni și-au construit acolo. Sau nu avem la Selgros, unde iar este un cartier de vile, nu avem gaze. Nu avem nici în Bariera Vâlcii, unde locuiesc eu. Cum a spus dumneavoastră, nici în Craiova, este cumplit. Craiova, da. Și atunci, despre ce să vorbim acum, decât despre problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Accesul la rețeaua de gaze, redeschiderea școlilor, întoarcerea către biserică, impozit zero pe Horeca în 2020-2021. Mă întâlnesc în mod curent cu tot mai mulți reprezentanți ai industriei și vor acest lucru ca sprijin imediat. Serviciile sunt, spun eu, coloana vertebrală a economiei și trebuie să avem mare grijă să recuperăm din pierderile care se anunță mari în sector. Și aș vrea să vă spun că sunt deja pierderi foarte mari. Sunt și tocmai de aceea trebuie să punem impozite aproape de zero pentru ca și Horeca să-și revină. Aș vrea să vă fac o destăinuire. O preocupare majoră a mea ca parlamentar va fi să dăm o lege pentru familie și natalitate. Am fost zilele trecute la o fabrică de tricotaje din Calafat, unde erau foarte multe mămici, foarte multe femei tinere și asta mi se plângeau ele că nu pot să dea naștere unui copil pentru că nu sunt susținute. Și m-am gândit că ne-ar trebui un pachet financiar atractiv, nu știu, 50.000 de euro sau mai mult, mai puțin, pentru ca tinerii să-și facă familii cu 3 sau mai mulți copii. Sunt modele de bune practici în Europa care au dat roade. Avem, iată, foarte mulți dintre tineri locuiesc cu părinții, nu-și permis să-și facă un credit astfel încât să achiziționeze o locuință, nici nu se mai dau din fericire credite cu mare ușurință și chiar dacă s-ar da din salariu minim pe economie sau mediu, niciun caz nu și-ar permite să întrețină o familie, să plătească și creditul, să și mănânce, să se și îmbrace. Nu numai asta, dar noi suntem pe o pancă demografică descendentă abruptă. Ne stingem ca neam și nu e de glumă. Studii foarte serioase arată acest lucru. Deci trebuie neapărat printr-un pachet financiar atractiv să încurajăm tinerii, familiile, să aibă 2, 3 sau chiar mai mulți copii. Deci mă gândesc la acest împrumut nerambursabil, care să fie nerambursabil, nu știu, o treime din el după primul copil, după al doilea, două treimi și eventual la trei copii acest împrumut de 50.000 de euro sau chiar mai mult să devină nerambursabil. Și atunci am ajutat familiile să aibă copii și să cumva să facem panta demografică să nu mai fie așa abruptă, descendent abruptă. Chiar dacă se nasc copii, iată, tinerii aleg calea străinătății, pentru că cel puțin în mediul rural nu sunt joburi. Nici măcar la noi în oraș, acesta este adevărul, suntem pe un loc fruntaș în ceea ce privește rata șomajului. Așa este, într-adevăr, din nefericire, asta își doresc românii, printre primele lucruri pe care și le doresc, un loc de muncă sigur, un loc de muncă cât de cât bine plătit, nici măcar nu mai zic foarte bine plătit, cât de cât bine plătit. Deci ei vor să aibă siguranța zilei de mâine pentru ei și pentru copiilor. Și aș vrea să vă spun că mă întreabă dolgenii când merg în campanie electorală să le dau câteva argumente, îmi cer să le dau câteva argumente de a vota PMP. Pentru că se pare că oamenii caută, înainte de tot, argumente pentru a vota unul sau altul dintre partide. Bineînțeles că... Asta aștept și eu să ne spuneți. Care este diferența? Pentru că, iată, deja le văd pe toate în aceeași oală. Da. Și s-au săturat și de politică și de politicieni, deși... Și de promisiuni. Exact, încerc să le spun, nu politica este un lucru rău, ci modul în care o fac oamenii este un lucru rău. Da, pot să vă dau câteva motive pentru un vot în favoarea mea, Anișoara Stănculescu. Sunt pe locul 1 ca și candidat pentru Camera Deputaților, poziția 5 pe buletinul de vot.
PMP este singurul partid care a refuzat pensiile speciale pentru parlamentari și a depus proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 și eliminarea pensiilor speciale. Noi chiar ne-am luat un angajament în acest sens și am făcut un pact pe care l-am trimis la toate partidele din Dolj pentru a-l semna, dar până la acest moment decât un singur partid ne-a dat răspuns și ne-a dat pactul semnat de candidatul la primul loc la Camera Deputaților și la Senat. În rest, niciunul nu le convine eliminarea pensiilor speciale. În al doilea rând, PMP reprezintă interesele satului românesc, ale legumicultorilor și fermierilor. PMP face presiuni permanente la Bruxelles prin europarlamentarii săi pentru ca și fermierii români să primească subvenții egale cu cei din vestul Europei. PMP are o strategie antimonopol și luptă pentru antreprenorii români din toate sectoarele economice. PMP promovează valori creștini democrate, identitatea națională, familia și minunatele tradiții ale poporului român. Militează pentru reîntregirea României mari prin unirea Basarabiei cu țara mamă și ne dorim, vrem ca și gazele din Marea Neagră să fie valorificate în avantajul economiei românești. PMP va promova legea transparenței totale a tuturor contractelor pe bani publici. Se pare că aici este un punct nevralgic. Toate, inclusiv unitățile spitalicești, tot să fie foarte transparent, să fie puse pe site, să vedem ce contracte și atunci suntem și noi încredințați că se întâmplă lucruri bune și nimeni nu își bagă ceva în buzunar. PMP va impune prin lege de politizare a tuturor instituțiilor publice, așezând criteriul competenței la baza ocupării tuturor funcțiilor de conducere, inclusiv alegerea de către cetățenii a avocatului poporului, și va prezenta lunar rapoarte de activitate ale parlamentarilor săi, precum și modul în care aceștia cheltuiesc banii alocați de la stat. Eu sper că veți avea succes cu toate aceste proiecte și, așa cum ați spus, pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni, vreau să fie o certitudine că le veți împlini atunci când veți ajunge în Parlament. Ce mai vreau să vă întreb, așa ca femeie, pentru că toate avem această curiozitate și pentru că misoginismul nu a dispărut. Există misoginism și în Parlament? Adică noi, femeile, suntem preferite altcumva? N-am ajuns în Parlament, dar o să vă din spun ce ați observat. Eu cred că dacă femeile își văd de treaba lor, își fac treaba cu credință și sunt, pentru că ele sunt egalele bărbatului, ba chiar uneori îi și depășesc, deși poartă jumătate ca din cer pe unul. Cu siguranță depășesc. Da. Vă întrebam asta pentru că este un popor cu credințe învechite, acesta este adevărul. Dar eu sper că oamenii vor ține cont de ceea ce spuneați și dumneavoastră, că femeile, iată, de multe ori se descurcă mult mai bine ca bărbații. Și că au poartă atât de multe pe umeri în ziua de astăzi, și un job, și copii, și carieră, și așa mai departe. Și politică. Și politică, iată, în cazul dumneavoastră. Da. Ceea ce se întâmplă peste tot, pe toate posturile de televiziune sau pe aproape toate posturile de televiziune pe online, sunt lucruri care, nu știu, nu ne fac cinste nouă ca și politicieni. Mă refer la politicieni care au început să spună că sunt tot felul de sondaje care dau PMP-ul sub pragul de 5%. Sunt, zic eu, nu știu, niște lucruri năstrușnice, ca să nu zic de rea credință. L-am auzit chiar ieri pe domnul Ponta că spunea următorul lucru: PMP nu va intra în Parlament. Și vreau să precizez că avem noi o vorbă: hoțul strigă hoții. Cam așa este și în acest caz, pentru că pro-România știm cu toții că nici măcar nu a făcut pragul de 5% la alegerile locale. Dar vom vedea ce va fi și eu sunt încrezătoare că pe 6 decembrie doljenii, craiovenii, românii vor da un vot de încredere PMP, pentru că
are suficiente motive, PMP-ul are suficient de mulți oameni care sunt foarte valoroși și acum aș vrea să numesc doi dintre colegii mei, să-i numesc pe doi dintre colegii mei, este vorba de domnul Cristian Diaconescu, care este un foarte bun negociator și cred că ar fi un foarte bun ministru, și domnul Eugen Toma, care eu spun eu că este vocea patriotică din Parlamentul nostru. În rest, cred că lucrurile vor merge bine dacă vom fi sănătoși cu toții și dacă la vot ne vom exprima votul și vrem a vă ține puțin cu noi. În rest, pentru că mâine este ziua noastră națională, vreau să urez tuturor raiovenilor, doljenilor, tuturor românilor să fie sănătoși, să-și iubească necondiționat țara și credința. Noi vă mulțumim foarte mult. Vreau să spun înainte să ne luăm la revedere că cred că toate aceste sondaje, și așa s-a demonstrat de-a lungul timpului, nu au o prea mare importanță și cred că oamenii nu ar trebui să țină cont deloc de ele, ci din contră să se ambiționeze dacă vor schimbare și dacă sunt nemulțumiți de întreaga situație, să se ambiționeze și să schimbe rezultatele acestor sondaje care nu știu cât de reale sunt într-adevăr. Da, PMP-ul merită un vot pentru că este partid al bunei speranțe în Dolj și în toată țara. Vă mulțumesc foarte mult. Ne despărțim acum pentru că trebuie să lăsăm și pe colegul dumneavoastră, Cosmin Bosoan, ca să spună câteva cuvinte despre PMP, despre oamenii care merg la vot în favoarea acestui partid și despre toate proiectele minunate ale dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! La revedere! La revedere! Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Ia uite-o! Uite la ea! Grația o are de la tata! Unde s-a dus? A, uite-o! Spontană ca mama! Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata! Yes! 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles! Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți! Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună! De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună! Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună! Ready? Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro
pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Vrei un județ curat? Colectează separat. Ne dorim orașe care strălucesc de curățenie, iar pentru asta trebuie să învățăm să păstrăm ce avem. Trebuie să învățăm să colectăm selectiv. Este foarte simplu dacă vrem. Sunt 4 tipuri de pubele. Galbene, pentru deșeuri din plastic și metal. Albastre, pentru hârtie și carton. Verzi, pentru deșeurile din sticlă. Și negre, pentru materiale biodegradabile și deșeuri reziduale. Deșeurile reciclabile se duc la stațiile de sortare, iar celelalte vor fi transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Sortarea deșeurilor, încă de la momentul generării acestora, încurajarea colectării selective, precum și a reciclării materialelor ieșite din uz, reprezintă o dovadă a respectului față de noi înșine și față de lumea în care trăim. Operatorul Braicata, cu experiență de 18 ani în domeniul colectării selective a deșeurilor reciclabile, activează în județul Hunedoara pe 3 zone. Zona 1, Brad. Zona 2, Hațeg. Zona centru, Deva, Hunedoara, Simeria, Orăștie, Gioagiu, Călan. Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Hunedoara este parte a unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Braicata, din respect pentru resurse. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt 3 tipuri de recipiente. Pubela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite. Deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată. Pubela neagră, pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicata sunt transportate la Centrul de Colectare Deșeuri din DETA. Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicata SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3, DETA. Braicata, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeurilor. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să păstrăm ce avem. Trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt 3 tipuri de recipiente. Pubela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite. Deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată. Pubela neagră, pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodărie
gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicada sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din Băget. Operatorul Braicada, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 4, Făget. Braicada, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Braicada SRL în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș. Așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii, doamna Anișoara Stănculescu a plecat pentru a-i lăsa puțin loc de emisie domnului Cosmin Bosoancă, candidat din partea PMP la Camera Deputaților. Bună seara și bine ați revenit, pentru că n-am mai văzut la Capital TV în campania trecută. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți foarte tânăr. Vreau să zic și eu cu această ocazie la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și multă sănătate. Vă mulțumesc eu în numele lor. La mulți ani și dumneavoastră, pentru că toți românii sărbătorim această zi importantă, pentru că și mâine este 1 decembrie și avem motive de sărbătoare. Mai puțin eu, că sunt deocamdată în izolare, acesta este și motivul pentru care ne întâlnim online și nu la studio. Spuneam, v-am întrerupt înainte să ne urați la mulți ani, v-am întrerupt și spuneam că sunteți foarte tânăr. Așa că zic eu că ar fi important să începem cu acest lucru. Să facem așa o scurtă radiografiere a activității dumneavoastră de până acum. De ce să meargă oamenii la vot și să vă aleagă ca deputat? În primul rând, îmi place să cred că reprezint o generație tânără, generația născută în 89. Iar oamenii trebuie să schimbe puțin macazul, cum s-ar zice. Timp de 30 de ani au ales o clasă politică învechită care nu a făcut absolut nimic pentru cetățean, nimic concret. Și dacă e să ne uităm în județul nostru, avem cel mai concret caz legat de infrastructură. Și legat de pandemie, putem să vedem piețele cum sunt. Sunt foarte, foarte degradate. Vedem nemulțumirile oamenilor legate de acest lucru. Am mers în această campanie, cred că în toate piețele și târgurile din județ. Am întâlnit oamenii nemulțumiți pentru că au fost lăsați afară, marfa lor în gheață din cauza temperaturilor. Da. S-a deteriorat. Clienții nu mai vin, preferă supermarketurile unde consider că acolo e un risc mult mai mare de îmbolnăvire. Ca să nu mai spun că ce am observat, vă întrerup, iar oamenii scoși afară cu tarabele în fața piețelor sunt mai înghesuiți ca înainte, pentru că firește, nu e atât de mult spațiu. Adică riscul de contaminare este și mai mare acum. Da, riscul de contaminare este mult mai mare și nu înțeleg de ce au fost scoși afară, pentru că în piețe riscul e mult mai mic. Omul, într-adevăr, arată cum arată piețele, nu sunt modernizate, nu au utilitățile necesare pentru acest obiect de activitate. Dar față de supermarketuri unde aerul este recirculat în piețe, din cauza fluxului de clienți, din cauza, să zic așa, cum arată, aerul este natural. Încălzit mai mult de oameni decât artificial. Și consider că are un grad mult mai mic de îmbolnăvire în piețe decât în supermarketuri și trebuia lăsați să-și vândă în continuare marfa în piețe. Ce vă nemulțumește la actualul guvern, în afară de aceste măsuri, iată, legate de piețe și supermarketuri? Probabil că, la fel cum spunea și colega dumneavoastră, doamna Stănculescu, este o mare problemă și închiderea școlilor și prăbușirea Horeca, pentru că asta ne va prăbuși economia cu totul. În discuțiile cu cetățenii s-au identificat câteva probleme foarte, foarte mari.
În primul rând, oamenii își doresc redeschiderea școlilor, își doresc redeschiderea restaurantelor să poată să își dezvolte iarăși afacerile, își doresc redeschiderea piețelor, își doresc inclusiv redeschiderea bisericilor, ca oamenii să poată să se ducă la lăcașele de cult. Sunt niște, consideră niște probleme normale, niște lucruri care ar trebui să fie bine puse la punct. Ok, închidem oamenii. El nu poate să ducă la școală. La școală, educația deja online lasă de dorit. Avem tablete în unele zone, dar nu avem curent. Avem curent, dar nu avem tablete. Și așa mai departe. Să nu mai zicem că la nivel de instituții, de școli, nu există infrastructura necesară pentru desfășurarea orelor online. Și toate sunt făcute pe cârpeli. Lucru care lasă de dorit în activitatea elevilor. Performanțele elevilor lasă de dorit. Școala online, cred că în momentul de față, la nivel de România, este un eșec total. Și reprezint generația tânără și mă îngrijorează acest lucru foarte, foarte mult. Pentru că dacă o să continuăm în acest ritm, nu consider că o să mai avem oameni foarte bine pregătiți pentru a putea fi puși în funcții cheie și să dezvolte anumite domenii. Știți că circulau acele memuri pe Facebook, pe rețelele de socializare cu case strâmbe construite de arhitecți, deveniți arhitecți în pandemie și cu oameni tratați bolnavi, tratați iată de medici, formați în online. Sunt foarte multe facultăți, la care practica e cea mai importantă. Eu vreau să întreb un politician dacă se lasă pe mâna unui doctor care a făcut cursurile online. Sunt foarte curios dacă are acest curaj ca el să se ducă în sala de operație să fie operat de un doctor care a făcut cursurile online. Poate să fie? Probabil că va fi operat pe Skype, cumva îi va da indicații mai în glumă, mai în serios. Trecând peste aceste glume, iată, este o situație de-a dreptul tragică, pentru că în vreme ce școlile sunt închise, iată, alegerile se țin, acolo nu mai este un risc de contaminare. Oamenii mor în continuare în număr foarte mare, nu mai sunt locuri la ATI. Și foarte multe alte probleme. Da, din punct de vedere sanitar, suntem într-o criză, zic, foarte, foarte mare. Actualul guvern nu a reușit să gestioneze această problemă. Ori nu a reușit, ori neputința, ori multe alte lucruri care lasă de dorit. Nu au știut cum să gestioneze extinderea pandemiei. Nu au știut cum să modernizeze și să plieze pe nevoia spitalelor din țară, pe nevoia doctorilor din țară, pe nevoia în funcție de fluxul pacienților. Dacă vorbim de un număr foarte mic de 4 la ATI, vorbim de doctori care sunt depășiți, efectiv, epuizați fizic. Guvernul vine și zice că piețele se devină. Apoi, nu ia în considerare cea mai mare problemă care eu consider, transportul în comun. Atât timp cât nu se ia anumite măsuri legate de transportul în comun, nu o să ajungă niciodată la stoparea acestei pandemii. Din punctul meu de vedere, atât timp cât un autobuz, la un exemplu... La ce vă referiți? Adică ar trebui suplimentat numărul de autobuze, de tramvaie? Igienizate. Atât timp cât un autobuz pleacă în cursă dimineața la ora 6, și el nu se știe dacă până seara este igienizat și a doua zi pleacă iar în cursă, automat e un focar de infecții. Chiar dacă transportă 10 oameni... Chiar s-a spus că probabil este principalul focar de infecție mijlocul de transport în comun. Dar aici ține foarte mult și de igiena oamenilor, pentru că dacă toți am respecta, am avea... Vedeți, nu foarte multă lume își permite să-și cumpere în fiecare săptămână un gel din acela dezinfectant sau o sticlă cu spirit. Ok, atunci de ce nu le punem la dispoziție în transportul cu omul? Ok, nu își permite omul, că nu își permite. Asta este realitatea. Dar în autobuze se pune o sticlă de gel dezinfectat, da? La ora 2 este terminată, până seara nu se mai înlocuiește. Din ce cauză? Cred că lucrurile practice ar cam trebui văzut unde greșim și să încercăm
să reglăm aceste Pentru că până la urmă se lucruri. cheltuie mult mai mult cu un om care ajunge în spital decât cu acea sticluță de care vorbiți dumneavoastră, care ar putea fi schimbată din oră în oră, din două în două ore. Ar trebui lăsat un stoc undeva, în autobuz. Da, se cheltuie, dar problema este că se și dezvoltă pandemia foarte mult, pentru că un om bolnav, până când e depistat, până când îi vine testul, până astea, la rândul său poate mai îmbolnăvește încă 3, 4, 5 persoane și așa mai departe. Dar dacă stopăm lucrul de îmbolnăvire, atunci nu se mai ajunge aici și nu o să mai ajungă la ATI, care nu doresc nimănui să facă. Iar o problemă este testarea oamenilor. Nu știu cât de mult vreți să dezvoltați acest subiect, dar trebuie să spun două cuvinte pentru că am ajuns în acest punct al discuției. Iată, au fost scoase din farmacie acele teste cu antigen, testele rapide, care se pare că erau sigure, la fel ca un test de sarcină, ceva de genul în proporție de 98-99%. Iar oamenii sunt obligați, pentru că DSP-ul vine foarte greu și rezultatul de la DSP, vă spun, vine chiar și într-o săptămână. Au fost cazuri în care a ajuns după ce s-a vindecat persoana respectivă, oamenii nu știu ce tratament să ia, iar un test la o policlinică privată valorează undeva între 350-400 de lei. Adică foarte scump pentru buzunarele doljenilor, să nu spun ale românilor, să ne referim strict la dolj. O părere personală, aș considera că trebuie testare masă. Ok. Ne testăm toți, vedem fiecare. Cine are, cine nu are, cine a avut. Și apoi știm clar de unde plecăm. Cine trebuie să stea izolat, cine poate să circule, cine nu a avut și e predispus. Cine a avut și nu mai este predispus și așa mai departe. Și am pune punct, am avea clar ce putem să facem și de unde putem pleca. Testarea aceasta, deși merge foarte, foarte prost cu DSP-ul, cine arată? Că dau un exemplu, dacă la 10.000 de oameni testați, 5.000 au COVID, înseamnă că la nivel național, dacă e să extindem, jumate din populație are, nu? Dacă haideți să vă dau eu propriul exemplu. Testele noastre, oficial, nu au venit al meu și al fetiței, iar al soțului meu nici după o săptămână nu a ajuns încă rezultatul. El stă izolat pentru că este un om responsabil, dar nu este verificat de poliție, nu are niciun aviz primit de la DSP și ar putea oricând să circule liber pe străzi având coronavirus. Și cred că în situația lui sunt foarte mulți și nu toți sunt atât de responsabili încât să înțeleagă că pot transmite mai departe boala și să stea, iată, izolați împreună cu familia lor. Da, din păcate aceasta este realitatea. Testele ajung foarte greu, chiar poate să ajungă și după ce s-a vindecat omul sau după ce cam așa s-a întâmplat în multe cazuri. Întorcându-ne la activitatea viitoare a dumneavoastră, activitate pe durata mandatului de parlamentar, la ce priorități v-ați gândit? În afară de gestionarea în alt fel acestei situații epidemiologice. Experiența care am acumulat-o din 2012 până acum în fondurile europene, lucrând 2 ani de zile la PDRP ca inspector de specialitate și încă 5 ani de zile la FIR ca și consilier superior, consider că locul meu ar fi bine venit în Comisia pentru Agricultură, legat de agricultură. Este un subiect foarte sensibil și lăsat deoparte, să zic așa. Fermierii români au fost cam dat la o parte. E unul din subiectele și domeniile în care vreau să mă implic foarte mult. Dar la fel de bine, nu sunt de acord cu pensiile speciale la politicieni. E un lucru care mă deranjează foarte, foarte mult. Și cred că pe toți din generația mea deranjează. Consider, politica nu este o obligație. Cred că pe toată lumea, în afară de cei care beneficiază de ele, pe scurt, cred că toți sunt deranjați. Eu sunt un viitor politician. Probabil, dacă nu se va scoate, voi beneficia și eu de acest lucru. Deși nu-mi doresc și nu o să vreau să beneficiez de acest lucru. Pentru că politica, trebuie să ne înțelegem, politica este opțională. Nu ne obligă nimeni să facem politică. De ce am primit pensie specială pentru acest lucru? Ok, înțeleg la militari. Am înțeles lucrul acesta și sunt perfect de acord. Acel om se duce în război, se reprezintă țara. E posibil să nici să nu se mai întoarcă. Și riscă viața, bineînțeles. E
normal să primească un ajutor mai special. Dar eu, ca pentru că ei, în principiu, sunt eroi. Într-adevăr, totuși sunt nemulțumiri legate și de ei. Nu vreau să dezvolt prea mult acest subiect. Este strigător la cer însă că sunt pensii de câteva sute de mii de lei vechi, de genul 30 de lei la persoane care au lucrat o viață întreagă la CAP, după cum știm, au fost cazuri mediatizate. Este strigător faptul că nu există un minim al pensiilor. Așa cum iată, sunt, cum este în orice țară europeană. E strigător de asemenea că noi tinerii cu greu ne găsim un loc de muncă și atunci când ne găsim, salariul este minim pe economie. Un salariu minim pe economie la noi este de 1250 de lei, în vreme ce, să luăm exemplu, Germania este 1200-1300 de euro. Credeți că vreodată vom ajunge la acest nivel? Eu îmi doresc să ajungem cât mai curând, pentru că generația mea se confruntă cu aceste probleme. Nu, pentru că altfel ne vor pleca toți tinerii din țară și e firesc să se întâmple asta, adică nu poți supraviețui cu acești bani. Abia îți plătești utilitățile. Da, pentru că nu se investește deloc în infrastructură. Dacă s-ar investi în infrastructură, s-ar investi în parcuri industriale, s-ar aduce investitori, atunci ar apărea locuri de muncă. Și apărând, când apar locuri de muncă, automat apar și salarii mult mai mari. Dacă noi nu investim în acest domeniu și doar ne facem că investim, clar tinerii nu o să aibă unde să lucreze. Și este normal să pleci după o viață mai bună. Te uiți, dar tine în țară nu ai ce să faci, pleci în altă țară unde poți să muncești, să asiguri un venit familiei. Îți lași nevasta cu copiii acasă și te duci și muncești prin alte țări ca ei să poată să trăiască la tine în țară. Sau și mai rău, îți lași copiii cu bunicii acasă, sunt generații întregi de copii care au crescut doar cu bunicii. Da, sunt generații întregi. Generația, știm foarte bine că după 89 a fost un flux de plecări din țară și sunt foarte, foarte mulți tineri care au crescut fără părinți. Fără părinți și au ajuns la o anumită vârstă unde acum trebuie să plece ei să poată să-și întrețină părinții care la rândul lor au fost plecați. Și nu da, vorbim de traume emoționale foarte mari pe care, nu știu, cred că niciun ban din lume nu le poate acoperi. Da, într-adevăr, dorul de familie și în special iubirea din cadrul familiei nu o poate acoperi nimic, dar nici să mor de foame nu poți să stai. Asta este o problemă foarte mare. Spuneți că dacă investim în infrastructură din bani, luați din urma proiectelor pe fonduri europene, cred că aceasta a fost conexiunea între fosta dumneavoastră activitate și ce veți face de acum înainte, credeți că se vor schimba lucrurile în următorii ani în România? Dacă o să investim cu cap, da. Dacă o să investim cum am investit în ultimii 30 de ani, nu. Acesta este și lucrul pentru care mi-am propus să candidez, îmi propun să ajung deputat și îmi propun să militez pentru acest lucru. Lucrurile, într-adevăr, avem fonduri europene. Sunt de câțiva ani buni, dar noi dacă nu ne investim cu cap și investim în haotic... Dar iată, durează foarte mult aprobarea proiectelor, durează foarte mult acele licitații cu firmele. Firmele, nu știu pe ce criterii sunt alese, pentru că, așa cum spunea și doamna Stănculescu, probabil nu e suficient de multă transparență și iată, se fac contracte pe milioane de euro când ar putea fi, în anumite cazuri, pe sute de mii și așa mai departe. Da, adică undeva o parte mare din acești bani se pierde. Într-adevăr, transparența în achiziții lasă de dorit la noi în țară. Dar dacă noi am gestionat lucrurile în așa fel încât, ok, avem fondurile europene, avem un buget anume. Acest buget să-l prioritizăm pe regiuni, pe specificul regiunii. Dau un exemplu. Zona noastră e preponderent agricolă, da? Dar ce fel de agricultură? Agricultură mare, legumicultură și apoi zootehnică. Ok, avem 1 milion de euro, îl împărțim pe bucățele. 50% se duce către agricultura mare, 30% se duce către legumicultură, 20% către zootehnică. Avem zona de munte. Acolo nu putem să aplicăm aceeași împărțeală, pentru că oamenii au 50% preponderent zootehnică. Apoi au zona pomicolă, viile, apoi au
foarte, foarte puțin legumicultură și foarte puțin cultură mare. Dacă noi împărțim la fel, automat lucrurile, banii aceia nu vor fi atrași. Nefiind atrași, ne cheltuim, nu investim. Plus că mai este o mare problemă promovarea acestor axe pe fonduri europene. Nu promovăm suficient de mult când se deschid aceste axe. IMM-urile nu știu, nu au habar de aceste lucruri. Atât timp când nu ai habar, nu poți să investești. Neputând să investești, nu poți să accesezi. Într-adevăr, acum, în perioada asta s-a făcut un tantam pe sprijinul COVID, desfășurat prin Ministerul Economiei. Dar și acolo a fost o harababură totală. S-a venit cu o ordonanță de urgență, s-a venit cu un ghid. Apoi s-a venit cu o grilă de punctaj. Au mai stat, au mai gândit, au venit cu altă grilă de punctaj. Au venit cu ordonanță de urgență care le-au anulat pe celelalte. Deja firmele, în momentul de față, sunt bulversate. Nu știu ce o să facă, pe ce o să depună, cum o să depună, care sunt prioritățile, care nu sunt priorități. Și așa ajungem la un blocaj. Adică investitorul îi e frică să acceseze aceste lucruri din cauza birocrației și din cauza incompetenței care există în instituțiile publice. Și această incompetență există și e foarte, foarte, să zic așa, la vârful ministerelor. Eu sper că aceste lucruri se vor schimba, dar asta se poate schimba doar dacă tinerii merg la vot. Pentru că în România acesta este adevărul. Din toate categoriile, tinerii sunt cei care merg în număr cel mai mic la vot. Se plâng că, iată, locuiesc încă cu părinții, că nu au un loc de muncă bine plătit, că va trebui să plece din țară, dar nu merg la vot. De ce credeți? Nu mai au încredere în politicieni? Cred că, indiferent cine va veni la conducere, lucrurile nu se vor schimba? Cum faceți, pentru că, iată, mai sunt doar câteva zile până la alegeri, să le schimbați părerea? E o problemă foarte mare, pentru că ei sunt dezamăgiți de clasa politică. Sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în clasa politică. Acesta este și lucru care vreau să-l punctez. Vreau să aibă posibilitatea să aleagă un tânăr, să aleagă o persoană care va milita pentru ei și o persoană care vine cu ideile lor în politică. O persoană de acțiune, o persoană care vrea să facă ceva, să dezvolte. Nu doar de dragul de a ajunge în Parlament, a trecut încă un mandat, ne uităm cum o să mai luăm pe celălalt. Nu. Vreau să devin un reprezentant al tinerilor care să vin în oraș, în Craiova, în alte orașe din țară. Să-mi fie drag că mă întâlnesc cu tinerii, că să pot să discut cu ei, să pot să le reprezint ideile. Adică să nu fug de ei. Să pot să-i ajut. Acesta este și motivul principal pentru care candidez. Candidez pentru tineri, candidez pentru votul lor și îmi doresc pe 6 decembrie ca ei să se prezinte la vot și să aleagă PMP-ul, pentru că propun oameni tineri, oameni cu viziune, oameni care își doresc dezvoltarea țării, oameni patrioți într-un cuvânt. Care ar fi principala diferență între dumneavoastră și principalii contracandidați, să spunem așa? Adică până la urmă partidele mai mici. Da, principala diferență. Nu vreau să zic că există sau nu există o diferență. Pot să zic cum sunt eu. Eu reprezint oamenii care își doresc să facă ceva, își doresc să construiască. Își doresc o țară ca afară. O țară în care să pot să lucrez, o țară în care să pot să dezvolt, o țară de care să fiu mândru. Într-adevăr, la nivel de Dolj, cred că majoritatea contracandidaților mei au avut mandate de deputați. Unu sau două sau mai multe. Și nu au ieșit în evidență cu nimic. Doar au fost acolo, au spus 3-4 cuvinte și atât. N-au avut nicio inițiativă. Nu i-am văzut cu o lege să vină să bată în Parlament pentru ea, ceva pentru oameni. Nu cred că este un deputat la nivel de Dolj care s-a dus să zică în Parlament, măi, eu vreau să fac ceva pentru agricultori. Pentru că la mine județul meu e strict pe agricultură. Vreau să fac ceva pentru ei. Vreau să dezvolt asta și asta. Nu există niciunul până acum. Doar au făcut figurații. Și eu personal sunt sătul de parlamentari care fac figurații.
Îmi doresc oameni care Lasă să să se duc facă și lucruri oamenii. Eu mă concrete. bucur că ați deschis discuția despre agricultură, pentru că, într-adevăr, asta ne reprezintă în județul nostru și, într-adevăr, asta trebuie dezvoltat. Și așa cum spunea și doamna Anișoara Stănculescu, iată, poate fi dezvoltată și latura turistică, cu toate că nu avem forme de relief care să atragă, avem obiective turistice foarte multe care sunt lăsate în paragină, din păcate, și sper eu că le veți da o valoare în sfârșit, pentru că nu sunt greu de renovat și nu necesită fonduri atât de mari. Da, și zona turistică la nivel de Dorj este slab dezvoltată. Acest lucru ar trebui investit. Inexistent, aș spune eu. Da, dar ca să ajungem să investim în turism, trebuie să investim în infrastructură. Noi deja vorbim de niște lucruri de domeniul SF-ului, să care zicem, vor dura probabil ani de zile, dar iată, de undeva trebuie să începeți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Am încredere că tinerii pot schimba lucrurile și de aceea îi îndemn în special pe tineri să meargă la vot pe 6 decembrie și să aleagă ce cred ei de cuvință. Sunt sigur că tinerii pot schimba soarta țării și pot face diferența. De aceea îndemn și eu să vină pe 6 decembrie la vot, să voteze un tânăr, să voteze o persoană cu viziune și nu o să-i dezamăgesc, indiferent de situație, indiferent cine va fi un nou guvern, cum va fi nou guvern, voi milita pentru acest județ și în special pentru agricultură și dezvoltarea județului. L-am avut alături de mine pe Cosmin Bosoancă, candidat din partea PMP la Camera Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc, iar telespectatorilor noștri, celor sărbătoriți în special, le doresc o zi plină cu surprize frumoase, la mulți ani și o seară cât mai plăcută. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și încă o dată telespectatorilor la mulți ani și multă, multă sănătate. Și, nu în ultimul rând, la mulți ani românilor, pentru că se apropie ziua națională și toți trebuie să ne simțim români, să fim români, să fim patrioți și să fim mândri că suntem români. La mulți ani! Va fi o zi atipică, să sperăm că de acolo, din fața televizoarelor, vom simți că suntem cumva împreună, cel puțin prin gânduri. Sunt Oana Cătănoiu și vă doresc o seară minunată!